Numai un exemplu autentic, magistral, fără umbră de îndoială că totul e real. În citatele Scripturii, noi găsim pe un sutaș o dovadă de credință pentru orice urmaș. După cum el se prezintă, se vedea că-i păcătos, însă auzit din alții că există un Hristos, un învățător de seamă, un proroc adevărat, un neprihănit din cerul ce pe mulți i-a vindecat. Și în credința sutașul că Iisus îl va salva, a ținut să iasă în cale pe unde Hristos trecea, căci în falnica ființă o durere mistuia. El avea un rob pe moarte la care el mult ținea. Însă apelând la Domnul, la Iisus din Nazaret, i-a spus tot ce le pasă, tot suspinului din piept. Nu l-a invitat pe acasă, că se simțea vinovat, dar i-a spus, zi un cuvânt și-al meu rob va fi salvat. Și când i-a văzut credința, Iisus a rămas mirat. Însă în același timp robul a fost vindecat. Și când s-a întors acasă, l-a văzut pe rob umblând. Și acum, sănătos și robul, l-a întâmpinat zâmbind. Dragii mei, e mare lucru să-L cunoști pe Dumnezeu și să ai în El credință și în bine și în rău. E un mare lucru în viață ca să știi în cine crezi și cât crezi întrebarea de-i putea ca să te vezi. De-e Domnul tuturora din belșugul Său de plin, completând ce ne lipsește pentru slava Sa. Amin. Amin.